Bună seara, dragi iubitori de lectură! Ne aflăm în camera mea de cămin și, inițial am vrut, pentru că nu am făcut niciodată clipuri despre cărți în București de 7 luni de zile de când sunt aici, inițial am vrut să fac un episod pentru rubrica mea de lecturi. Teatru, lectură, poezii lecturate, îl știți, playlistul. Dar cred că acest clip va intra mai degrabă la recomandările de carte și am făcut rost, am aici volumul, acum vreo 2 zile în anticariat am găsit un volum despre care m-am documentat foarte, foarte puțin și am decis că de ce nu? Mă aflu nu numai că în camera mea de cămin, dar și în fața noului meu laptop și merge mult mai smooth, mult mai bine. Încă nu i-am făcut toate setările de sunet, s-ar putea să se audă un pic ciudat, nu știu, dar asta e, mergem înainte. Și vreau să vă prezint, nu știu câți dintre voi știu despre autorul Teodor Mazilu, cei din domeniul teatrului îl știu datorită pieselor sale, montate, jucate, peste tot în țară. Dar nu știu cât de mulți dintre voi știu, cunosc faptul că Teodor Mazilu a fost și poet. Nu a debutat cu poezie ca alți autori precum Camil Petrescu, Eugen Ionesco, care și el cunoscut ca dramaturg, dar a debutat cu poezie. Așa că vreau să vă prezint Cântece de alchimist, Teodor Mazilu. Volumul nu are nici postfață, nici prefață, deci nu știu nimic despre acest volum. Editura Cartea Românească, anul... Să vedem în ce an a apărut. Nu spune în ce an a apărut. Bun de tipar, 1972. Da, deci asta este chiar din vremea autorului. Acest volum este și foarte frumos ilustrat și cred că am mai menționat eu în episoadele anterioare cât de mult iubesc eu cărțile ilustrate. Deci avem ilustrații făcute de Ileana Bratu. Ok. Și haideți să vă arăt așa câteva ilustrații superbe. De exemplu, asta mi se pare extraordinară. Extraordinară ilustrație de carte. Și din câte am văzut ceva pe Facebook, un videoclip când căutam despre acest volum, că a avut loc retipărirea lui. Și acum se găsește acest volum de doar 13 lei la editura Muzeului Național al Literaturii Române. Puteam să dau 13 lei, să mă duc la Muzeul Literaturii și să-l iau de acolo, dar fiind ocupat cu niște pregătiri, cu un pachetat lucruri, am zis că mai bine dau 25 de lei și l-am luat de la Târgu Cărții, frumos. Dar îmi place pentru că merită. Eu zic că și 25 de lei este totuși un preț modest pentru un preț potrivit pentru o carte de poezie și mai ales când ne referim la Mazilu. Nu știu sigur, așa mi-amintesc eu că cea de la Muzeul Național al Literaturii e la 13 lei. Deci dacă vreți să o achiziționați și dumneavoastră, simțiți-vă liber să dați comandă. Bun. Pentru autor, Teodor Mazilu, eu i-am citit Inundația, am citit Frumos în septembrie la Veneția, care este și jucată, am impresia, chiar acum în prezent, la, nu știu dacă la Teatrul Național București sau la alt teatru, dar știu că am văzut, plimbându-mă prin București odată, Frumos în septembrie la Veneția, dar nu mai știu unde. Aș vrea și eu să montez
pe viitor cu niște colegi de la Iași. Aș dori să montez frumos în septembrie la Veneția, deja eu fiind regizor învățăcel, m-am gândit la un concert pentru frumos în septembrie la Veneția. Și cum sunt eu iubitor de texte românești, clar, de când îl cunosc, de când am intrat în legătură, de când l-am descoperit pe acest autor, pe Teodor Mazilu, este un vis de-al meu să am la activ, la regie, un Mazilu. Bun, fiindcă nu sunt acasă și nu am acces la o prefață a unui volum de teatru sau așa, spre rușinea mea o să apelez puțin, pentru că chiar nu am citit foarte mult despre el, la faimosul Wikipedia. Pe Wikipedia ne spune așa: Teodor Mazilu, 1930-1980. Deci granița anul 1980 este considerat granița pentru literatură clasică, mare adunătură de clasici, și din 1980 teoretic încep textele contemporane. Deci Mazilu eu încă îl consider la clasici, ceea ce e bine. Autor de piese de teatru, sketch-uri pentru televiziune. S-a născut ca al patrulea copil într-o familie de muncitori. Mazilu scrie începând din 1949, mai întâi în periodice, pentru că mai apoi să publice colecții de novele și romane. Ceea ce îl caracterizează pe Mazilu este însă teatrul său, adesea asemănat cu cel al lui Caragiale. Cam tras un pic de păr această afirmație din punctul meu de vedere, dar se remarcă câteva dialoguri. Așa, de exemplu, pot să-l asemăn, de exemplu, în discuțiile, piesele care personajele sunt el și ea, pot să-l asemăn și cu Băieșu. Mult, chiar foarte mult, dar mult mă duce și în ideea de Băieșu. Un alt autor pe care îl iubesc și poate o să fac în acest sezon și un episod dedicat lui Băieșu. Chiar îmi doresc. Bun. În ciuda cenzurii severe din acea perioadă, el reușește să-și câștige publicul luând în zeflemea absurdul caracteristicului regimului despotic. Piesa Proștii sub clar de lună, pusă în scenă de Lucian Pitrinia în 1963, Teatru Bulandra, este scoasă de pe afiș pentru o vreme de autorități. În anul 1972 publică Ipocrizia disperării, eseul în care își prezintă filozofia personală. Chiar am să fac un research după ce termin de lecturat câteva poezioare din volum, să văd dacă se găsește Ipocrizia disperării. Chiar aș vrea să fac rost de acest volum. Culegeri de novele, nu am proză, deci eu am doar acest volum de versuri și un volum de teatru, care se numește Frumos în septembrie la Veneția. Dar proză de el nu am, sau sketch-uri umoristice, nu am citit niciodată. Ia să vedem ce are. Plimbare cu barca, 964, Vara pe verandă, 966, Pălăria de pe noptier, 1972. Știam că asta e piesă de teatru, dar probabil e și. Iubiri contemporane, Elegie la pomamna porcului, 1976, frumos. Romane, deci astea au fost culegeri de novele. Romane, Bariera, am văzut la anticariate de multe ori Bariera. Aceste zile și aceste nopți, Bariera din 59, Aceste zile, aceste nopți, 1962. Și Într-o casă străină, 1975. Și spune aici specific, al doilea volum este încă inedit. Piesele sale de teatru, deci v-am spus că eu am citit Inundația, Frumos la septembrie la Veneția, dar vă pot recomanda, deși nu le-am dus niciodată până la capăt, deoarece în perioada aceea știu că aveam proiecte multe și la Iași teatrale și nu am apucat să le duc până la capăt, Proștii sub clar de lună, și vă mai recomand Somnoroasa aventură sau Aventurile unui bărbat extrem de serios. Și vă spun că am râs cu lacrimi la unele secvențe, deci Mazilu chiar știa el ce scria foarte, foarte bine. Volumul de poezii Cântece de alchimist, 1972, și eseu filosofic Ipocrizia disperării. Mici schițe morale, Pâinea la loc fix,
Și pe acesta am să-l caut. Și chiar acum, în timpul filmării, îmi dau seama că vreau să adun colecția de autor Teodor Lmazilu la mine în bibliotecă. Bun. Să revenim la volum. Un aspect superb. Ilustrații, v-am mai zis, vă mai arăt acum încă o ilustrație care îmi place mult. Ilustrații extraordinare. Și condiția volumului este excelentă pentru o carte de anticariat. Haideți să vedem o două sau trei poezii. Și am să încep chiar cu prima, că văd că e mai lungă și ne permite timpul să dăm o lectură. Se numește Lecție de filozofie. Deci pregătiți-vă că fac lectură la prima vedere. Vreau să-mi spuneți în comentarii sau în mesaje private cum vreți voi, dacă vă place, dacă v-a plăcut, dacă va fi... Dacă vă place interpretarea mea. Hai să începem. Lecție de filozofie. Ascultă-mă pe mine, alchimistul, care a străbătut toate drumurile, care s-a împotmolit în toate cărțile și în toate fustele, care a văzut toate războaiele, toate diminețile, toate triumfurile, fratele lui Giordano Bruno, complicele tuturor orgiilor, care a fost piatră, cezar și speranță. Pisică, glorie, târfă, posacă, adevărul este tăcerea. Ascultă-mă pe mine, ascultă-te pe tine, nu eu îți vorbesc, ci tăcerea mea. Tăcerea este iubire și adevărul nu e altceva decât iubire. Dacă asculți tăcerea, toate tainele lumii se nasc a doua oară. Dacă asculți tăcerea, coboară spre tine prima zi a lumii. Nu există metafizică, nu există nimic dincolo de sacra materie. Dincolo de sânii tăi e neantul. Dincolo de surâsul tău e nimicul. O, metafizica, speranța orbilor. Cine nu vede floarea, speră să o vadă. Cine nu vede femeia, speră să o vadă. O, metafizica, trufia celor slabi, coroana cerșetorilor limfatici, care cred că eternitatea se naște din disprețul clipei, care cred că din ura lor de azi se ivește tandrețea de mâine, care vor să dăruiască peste 1000 de ani paharul cu apă astăzi cerut. O, metafizica! Dimineața celor vanitoși, care cred că universul le va mângâia rănile lor imaginare. O, metafizica, cea mai blestemată născocire a fricii, a urii și a vanității. Cine nu iubește clipa, râvnește eternitatea. Cine nu iubește lumina, speră să ajungă dincolo de lumină. Iubito, lasă tăcerea să te învăluie, lasă să fii tu tăcere, lasă să fii tu iubire, nu căuta adevărul, lasă să fii tu adevărul. Te rog, iubito, înșală-mă cu cine vrei, dar nu mă înșela iubind metafizica, nu mă întrista iubind metafizica, nu mă disprețui iubind metafizica. Cine nu iubește metafizica e capabil de orice și de ignoranță. Și de crimă, e în stare să tădeze și chiar să cumpere tablouri. Vezi această dimineață care înaintează tandru spre noi? E și ea o tăcere, ca și tine, ca și mine. Tăcerea este unică. Răsuflarea dimineții nu e altceva decât răsuflarea femeii. Nu pleca. Rămâi în această clipă. Scăldată de lumină, nu mă vinde trecutului, nu mă da pe mâna viitorului, iubește-mă pe mine,
sau pe dușmanul meu. În fața iubirii și moartea și timpul dispar. Totul e supus eroziunii, numai îndrăgostiții sunt eterni. Wow! Wow! Cred că, de fapt, acest poem, de fapt, un poem liric, un mic poem liric, este, de fapt, o superbă declarație de dragoste. Tocmai am făcut o declarație de dragoste. I'm proud of myself. I really am. Da. Doar citind acest poem și deja sunt îndrăgostit de această carte și cred că este un atu în biblioteca mea. Și da, vreau să introduc în ceea ce voi face eu, Doamne ajută, pe viitor din Mazilu, să folosesc fragmente din cântece de alchimist. Pentru că merită. Hai să vedem, hai să mai răsfoim un pic. Am găsit o poezie de două strofe numit Toate femeile. Toate femeile sunt ziduri, numai tu păreai un zid îngândurat și feric. M-am năpustit, speram să-l îndulcesc, să dorm puțin și eu ca un nemernic. Clipă de clipă m-am luptat cu zidul vis, cu piatra mea, zidul s-a frânt. De atunci caut alt zid de piatră, altă speranță grea. O da, o da. O da, și dacă se uită acea femeie pe care se știe ea cine e, o da, o da. Oh my God, laugh out loud. Laugh out loud. Ce prezentare de carte profesionistă fac. Sper să nu se răsucească Mazilul în mormânt. Ia să vedem cât avem. 17.34. Bun. Hai să mai încercăm una de dragoste. Dar nu. Hai să mai vedem. Hai să mergem una că prin mijlocul volumului. Opa! Am... Să-ți leacă. Nu, deci... Stați puțin. Ceva live. Mă rog, nu-i live. E înregistrare, dar... Răsfoind cartea, am găsit poezia Iubirea. Deci, vă spun, am găsit cu o notiță. Deci, vă jur, am găsit notița asta în volum. Wow, ia să vedem ce spune. Deci poezia se numește Iubirea și această notiță pe care spune cine o să o înțeleagă, cui ne adresăm, cred că scrie, cui ne adresăm noi. Uitați ca să vedeți. Poate... Deci cine o să o înțeleagă, cui ne adresăm noi. Mi-am găsit semnul de carte. Aici îl las. Ia să vedem ce spune poezia aceasta, Iubirea. Iubirea este prelungirea florii în altă floare și nevoia mării de propriul ei nisip alunecos. Iubirea e speranța pietrei de a fi un cerb și a sfințitului de a admira un răsărit de soare. Iubirea-i spaima de posaca mărginire, de spațiul strânt, tandrețea cu care piatra mângâie ideea. Speranța verdelui de a fi cândva albastru, a muntelui etern de a fi câmpie și a soarelui de a se odihni puțin. Iubirea e nevoie de nemărginire și clipa sacră în care infinitul s-a revărsat în mărginirea noastră. Superb. Superb. Iarăși o declarație de iubire.
Cumva, amintindu-mi din piesele sale de teatru cele recent citite, hai să dau exemplu cu Frumos în septembrie la Veneția, cumva mă duce cu gândul la teatrul său. Adică se vede că oricum el nu a început cu poezie, el a scris poezii în timp ce deja scria piese de teatru, romane, deci beletristică complet. Și cumva, cred că el fiind și un pic absurd, el cumva se duce în absurd, Mazilu. Și cumva regăsesc acea nuanță de absurd într-o manieră foarte plăcută în versurile sale. De asta cred eu că merită studiat, pentru că îți permite cumva ca actor, ca recitator de poezie sau un orator care vrea să exerseze, nu știu, nuanțe interpretative, se poate juca, vă puteți juca foarte mult pe versurile lui Mazilu. Și asta mi se pare super șmecher. Ia să mai vedem. Ia să mai vedem o ultimă poezie. Deci am trecut de asta de iubire. De câte ori, dacă vrei, m-am temut. Ia să vedem. Am găsit aici una scurtă interesantă și pe aceea cred că mai lecturez încă una, că îmi place foarte mult. Iertați-mă dacă vă rețin cu poezii, dar poezia e frumoasă. E frumoasă. Se numește Femeile trădate au gustul verii. Femeile trădate au gustul verii. Femeile iubite, gustul toamnei. Fecioarele, durerea primăverii. Femeile păgâne, gustul iernii. Din toate patimile noastre, numai culorile seterne, albastrul, verdele, nisipul, mai au puterea să ne cheme. Să ne mai... atâta. Săpezile, ia să vedem. Îmi place acest titlu, Criză de orgoliu. Am să o păstrez. Hai să vedem dacă găsim ceva mai bun. Încă o ilustrație. Superbă. Extraordinară. Să vedem dacă găsim ceva. Ok, gata. Nu, asta vreau și după aceea criză de orgoliu, poezia. Deci poezia asta se numește Chiar dacă nu vă caută iubita. Asta trebuie, asta trebuie. Chiar dacă nu vă caută iubita, deschideți larg toate porțile. Nu împiedicați să intre. De ce să stingheriți pașii ce nu se vor auzi niciodată? Dacă nu există flori, lăsați-vă învinși de aromele și ghimpii unui trandafir imaginar. Așteptarea voastră va fi roșie și tandră, ca trandafirii din grădina mea. Superb. Și acum ultima poezie, gata, promit, se numește Criză de orgoliu. Nu măsura cu ochii purității lungul albastrul meu întuneric. Fii fericită că există bărbat atât de vas și atât de feric. Și nu iubirea ne-a făcut egali, ci siguranța că vor trece toate. Simți adierea acestei nopți eterne? Dacă mă judeci, îmi vei da dreptate. Nice. I hit a nerve there. Bun, cât avem? Avem deja 24 de minute. Hai, poate mai facem 2 minute pentru o încheiere. Da. O carte de care oficial sunt îndrăgostit
o carte pe care o recomand tuturor iubitorilor de lectură, iubitorilor de poezie, iubitorilor de frumos. Îmi cer scuze că nu prea mă uit la cameră, că am asta cum se cheamă, nu vine română, programul de înregistrare deschis și mă uit să văd exact cum se vede cartea, cum s-o țin în lumină, că aici am o lumină de la o slabă veioză. Dar, acum încerc să mă uit la voi. Da, eu recomand, chiar recomand pe Teodor Mazilu să-l descoperiți. Chiar vreau să caut acel volum, Ipocrizia disperării și poate acel Pâine la loc fix, momentul de schițe umoristice. Neavând atât de mult timp la dispoziție, romanele probabil nu o să le am, dar aș vrea să pun mâna un pic pe bariera. Și cam asta e, în principal poezia și teatrul. Lui recomand cu încredere Mazilu, Teodor Mazilu, un autor extraordinar de bun din literatura română. Și acestea fiind spuse, dragilor, eu sper din toată inima că v-a plăcut episodul. Am să păstrez acea notiță unde am lăsat-o aici în carte, da. Am să închei urându-vă o seară liniștită, odihnă plăcută și să fiți iubitori de literatură și să citiți cel puțin măcar două pagini pe zi sau un act dintr-o piesă pe zi sau ce vreți voi în legătură cu beletristica. Da, în sfârșit mă bucur că fac și eu un episod aici despre recomandări literare și chiar sunt foarte, foarte, foarte fericit că fac acest lucru. Da, eu vă urez o seară bună și cărți cât mai frumoase în viața voastră. Peace!